Preț de câteva ore, numeroși fermieri din vestul țării, împreună cu producători de inputuri pentru agricultură și alți specialiști agronomi, au poposit joi, 9 iunie, în exploatația agricolă a societății Don Carlos din localitatea Gătaia, județul Timiș. Scopul cederii a fost vizitarea câmpului experimental cu soiuri de greu cuprins în programul de cercetare al societății Clasic Agro Școala de Soiuri. Prin programul Școala de Soiuri avem ca scop să facem experiențe la scară mare, să respectăm regulile de tehnică experimentală, dar aplicate la scara fermei cu utilajele din dotarea fermei unde se fac amplasamentele. Scopul este de a vedea realitatea tehnică a materialului biologic și a măsurilor tehnologice, să vedem ce performanțe se obțin, așa cum poate fi aplicată tehnica agricolă la nivelul unei ferme. Deci să vedem realitatea crudă și mai rar tristă, că se mai întâmplă și situații care mai dezamăgesc. În acest an avem în 7 localități făcute câmpuri de experiență la scară mare și sunt 17 câmpuri de experiență la grâu cu soiuri și diverse tratamente de la fungicide, biostimulatori, produse pe bază de bacterii, etc. și la porumb cu hibrizi de porumb și cu tratamente și la porumb. Societatea Don Carlos, având ca obiect de activitate depozitarea și comercializarea cerealelor, iar din 2004 și cultivarea terenului agricol, a început colaborarea cu Clasic Agro în urmă cu 4 ani. Anul acesta, societatea a înființat câmpuri experimentale pe o suprafață de 10 hectare. Fermierilor li s-au prezentat 40 de soiuri de grâu și 21 de variante de tratamente la această specie, începând de la fertilizatori, fungicide, produse pe bază de bacterii și biostimulatori speciali. Suntem în România din anul 2001. Am început să cumpărăm niște terenuri aici prin zona, chiar asta pe care le vedeți și pe care astăzi am prezentat niște câmpuri de probă cu tot fel de soiuri și tot fel de fitofarmace folosite pentru produse pentru a vedea cum reacționeze fiecare soiuri cu fiecare produs aplicat. Aici nu sponsorizeze firme de produsele, dar facem pe banii noștri pentru că vrem să știm exact care sunt rezultatele și într-adevăr care sunt performanțele la fiecare produs în parte, pentru că este interesul nostru. Din 2004 am început să facem agricultură. Pe ce suprafață? Și 4500 de hectare și fiecare an, bineînțeles că nu am cultivat de la bun începutul 4500, încet, încet, fiecare an am mai mărit activitate și la ora actuală chiar le lucrăm pe toți aceste hectare cu rezultate noi considerăm destul de bune. Când am început să cultivam, grow producea 2,5 tone pe hectar și în anii buni am avut 5 tone pe hectar de media. Practic s-au dublat după 4 ani de cultivare. Furnizorii de inputuri vin cu semințele sau cu produsele fitosanitare însoțite de instrucțiune de aplicare, proprietarul vine cu terenul și cu tehnica de lucru, iar consultantul urmărește cultura până la recoltă. Decizia finală în alegerea unui produs sau a altuia îi aparține fermierului. Lucrările se fac în aceeași zi, noi doar supraveghem corectitudinea tehnicii experimentale, tehnologia este cea pe care și-o permite ferma, nu intervenim să recomandăm fertilizări suplimentare sau altceva, pentru că atunci ne-am furat singur căciula și n-am mai vedea realitatea adevărată. Ei trebuie să facă cu mașinile care le au și așa cum își permit, pentru că în primul rând ferma în care avem câmpurile de experiență, să fie convinși că rezultatele pot fi extrapolate dacă extind soiul respectiv. Programul Școala de Soiuri a fost lansat în 2002 din necesitatea de a afla comportamentul real atât al soiurilor cât și al diferitelor produse fitosanitare în condițiile tehnologice și financiare de care dispune ferma.